Bună, dragilor! Astăzi este marți, e 3 fără ceasul, n-am reușit să filmez deloc, am făcut tot curățenie zilele astea. M-am apucat așa pe curățenie generală, spălat perdele, toate cele. Și acum m-am luat să somn în pat, că am încercat să-l culc pe Marc și nu a vrut. Și am pus să fac o mămăliguță cu brânză și să mă întâlnă să mâncăm. Hei, tică! Și mi-am făcut un frape să mă trezească, că dimineața n-am apucat să beau. Să văd dacă mă trezește din somn, că mi-e un somn de încad ochii în gură. Nu-i voie. De ea gumă. Gumă. Gumă? Da. Dar n-are gumă. Puteți da un pic de frișcă. E bun? Gata, ți ajunge. Gata. Îți dau frișcă. Vrei să-ți dau frișcă? Nu, ți-e frică. Ei, ți-e frică de frișcă. Frică. Da. Hai să vedem. Hai să ne uităm pe geam. Hai să ne uităm pe geam. Vine gândac. Vine coa. Nu vine niciun gândac, dragă. Vine coa. Nu vine gândac cu coa. Te-a agățat de mine. Te-a agățat de mine. Ca o maimuțică mică. Te mănâncă Mini! 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 Îl mănânci pe Marc? Afară sunt vreo 22 de grade la noi la Brașov. Mini, se pare răcoare. Mini, da! Și mi-am spălat pernuțele astea. Asta e a doua oară în care le spăl. Pernuțele de la scaune, dar nu înțeleg ce s-a întâmplat la ele. Deci vreau să vă zic că le-am pus și... Stai un pic că te iau acum. Le-am pus și ceva de pete. Un spray să le scot. Uitați și voi ce pete are pe ele. N-a mai ieșit, dar nu sunt murdare de la copii. Ca să zici că le-am murdărit cu ciocolată sau cu ceva. Pur și simplu le-am spălat după ce le-am cumpărat de la Jumbo la câteva zile și de atunci au ieșit ca și cum zici că au ieșit niște pete din ele. Deci îți mai dă mama un pic, da? Da. Un pic de frișcă, da? Bere. Nu e bere, e frappe. Da, frappe. Bea. Stai un pic. Stai un pic, îmi fierbe apa. Te iau în bați acum. Vine două elicopter? Da. Da? Da. Vin două elicoptere? Da. Îți plac elicopterele? Da. Da, da. Ți-am pus. Uite, în castronel. Mă, nu mai țipa, mă! El tot îmi vrea frapeu. Nu poți să bei o bere, nu poți să bei un frape, nu poți să bei o cafea. El orice vrea. Da. Imediat e gata și mămăliguța. O mai las un pic să fiarbă. Ce? Bea mama. Bea mama, da. Bea, păi da. Dar ți-am pus, dragă, uite. Lapte. Lapte? Uite, ți-am pus în castronel, ai acolo o frișcă și ai sirop de caramel. Am scos să mâncăm smântână cu brânză și mai avem acolo un herring afumat. Selena a vrut să mănânce de dimineață de când s-a trezit, dar o să-l mâncăm acum. Name. Ce name, name? Ce-i ăia? De-aia. Ce, bă? De-aia. Nu înțeleg eu ce zici tu acolo. Trebuie să o chemăm pe Seli să pape și pe ea. Eu și ea. Nu-i dăm și lui Seli să pape? Da, de-aia. Uite, s-a înnorat afară. Mama, da. Ce? Da. Să desfac brânză? Da. Vrei să mănânci brânză? Bine. Bine, telefonul meu l-a încărcat și filmam frigiderul. Noi am venit de afară acum, am fost și m-a plimbat Marc peste tot, doar că nu am putut să filmez, că n-am mai avut baterie la telefon și mi-a părut tare rău că am fost afară, dar... Na. Am cumpărat de la Penny, Marc a vrut pâinică din asta, mi se pare că geapată îi se zice, cu măsline. Așa, Selena a vrut un covridog, dar l-a mâncat.
Am cumpărat niște pulpițe ca să fac o supă. Mi-a plăcut că arată așa galben, nu știu că pe cameră se vede. Dar zici că sunt de casă. Mi-am cumpărat niște bacon, dar eu parcă din câte mi-aduc aminte baconul ăsta mie nu mi-a plăcut. Dar mi-am adus aminte abia după ce am plătit că am mai avut așa ceva și nu mi-a plăcut. Dar am luat să mai văd cum e să fac niște paste cu bacon. Selena a vrut șuncă din asta. Un salam Fox. Noi ne place foarte mult salamul ăsta sârbesc de la Fox și în general salamurile de la Fox ne plac. Două plăsuțe de limonadă, doamne, lămâi pentru limonadă, m-am zăpăcit la cap. Și pentru mine două pachete de gumă, dar trebuie să le ascund să nu le vadă și Marc și Selena, că ăștia mănâncă mereu. Adică Selena mănâncă gumele, Marc vrea și el și începe să plângă, să se certe pe ele. Și de la Prozar am cumpărat trei vinete, oțelină, trei vinete, morcov și pătrunjel rădăcină. Vreau să fac o supă, niște vinete. Așa e, Marc. Seara asta nici nu știu ce să fac. Să iau McDonald's. Au primit copiii bani de la fratele meu să ia McDonald's. De fapt, și eu am primit, nu numai ei. Și nu știu dacă o să comand în seara asta, deja e 8 și 5 minute, ori dacă nu o să comand mâine. Și... vrei pepene? Și în seara asta cred că voi face niște paste cu sos. Pepene. Îți dau pepene? Da. Aș fi comandat McDonald's în seara asta, doar că Marc deja e foarte obosit, nu mi-a dormit la amiază și cu siguranță o să adoarmă până vine McDonald's-ul. Aseară mi-a adus Haiu un pepene și l-am luat și l-am tăiat, l-am băgat în caserolă. Am mai mâncat din el, bineînțeles. Și am mai luat și am tăiat în caserolă. Nu știu ce se întâmplă cu pepenii ăștia. Eu nu prea am nimerit ok. Cred că până acum doi pepeni, dacă s-au nimerit ok, din toți pepenii care i-am luat. În rest, Mini, lasă băiatul să mănânce, nu-l mai linge. În rest, ba puțin dulceci, ba castravete, tare ciudați. Pleacă de aici, la locul tău, hai, la locul tău, uite că mă mușcă, la locul tău, când vreau să o bag la locul ei, mă mușcă de picioare, lasă să mănânce Marc și după aia te scot, tot timpul îi linge mâinile și mă enervează că el bagă mâna în gură. Afară a fost cam 22 de grade, destul de răcoare pentru luna asta, a fost plăcut, nu a fost soarele ăla să nu poți să respiri și să-ți fie foarte cald, dar... mie mi-ar place mult mai cald. Eu sunt cu căldura. Mi-a zis soțul meu să mă mut la București. Tot atâta îi zic București, București, că păi mută-te acolo și gata. Tot atâta comentez de București. Frapeul n-am reușit să mi-l beau nici acum. Și l-am făcut la 3. 3 și ceva, cam așa. Și aici mi-am cumpărat de la Mega Image ieri o mentă. Sper să țină. Nu știu dacă am făcut bine. Am pus un pic de apă în paharul ăsta și vreau să-mi fac limonadă cu menta. Să rup așa frunzurițe de mentă și să bag în limonadă. Mie îmi place limonada așa fresh cu mentă, doar că nu știu dacă îmi va ține și nu știu dacă nu se va ofili. Spuneți-mi și mie în comentarii, vă rog, dacă am făcut bine cum am pus-o, dacă nu, să fac ceva repede. Bine, nu să mă pune să cumpăr ghivece și pământ și altele, că am văzut că ea e băgată în pământ inițial. Și da, ia să mă apuc repede să văd ce fac. Nici nu știu ce să fac, lămâiele sau să le bag în frigider, că limonadă nu fac, că azi voi face mâine sau poimine, că abia am băut. Și eu sunt genul de persoane care dacă beau 2-3 zile, mă scârbesc și nu mai vreau. Astea o să le bag și pe ele la frigider și o să mă apuc să fac supa în seara asta, să fie făcută pentru mâine. Mâine la amiază sau seara să am direct supă pentru copii. Și vinete, cred că o să le coc în seara asta, doar că acum nu știu ce să fac. Sunt așa în dubii, dar cred că o să mă pun repede să pun pastele la fier, să fac niște paste să mâncăm și mâine le voi lua McDonald's, că Marc tot mi-a cerut. Dar acum așa facem. Bine, Marc? Bine, Marc? Ce gugurița aia plină, uf, cum ține o boticul ăla mic. Doamne, doamne, ce drăgălaș sunt eu acolo, șa!
Cine dă un pupic la mama? Dă Macu un pupic? Acum s-a învățat mai nou să zică că e alumacu. Alumacu. Numai așa zice, ia lumacu, dă-i lumacu, unde-i Macu? Macu pleacă acolo, numai Macu, Macu. Maki, 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 sunt și Maki, Maki. A? Asta e Marc. Cântăm și noi ca vulpița? Maki, Maki. Ia să punem apa asta la fier. Așa. După ce păpăm îți dau bomboane. Da, uite, mama acum pune să facă niște paste repede, repede. Mâine plecăm, papa? Da. Bine, plecăm mâine, papa. Dă să iau și o gură de pepene, că mi-e poftă. Ce are pepenele? Așa m-a enervat că a trebuit să stau să culeg din el. Nu cred că mai îmi beau eu frapeul la ora asta, am mai luat două guri, dar cred că nu mai beau, că după aia la noapte stau și mă uit pe pereți sau mă uit pe internet, că nu am somn din cauza la NES-ul ăla. Gata, am făcut sosul, am călit puțin baconul, după care am adăugat două linguri de bulion, jumătate de pahar de apă, puțin usturoi granulat, sare și a ieșit un sos nemaipomenit de bun. Cel puțin usturoiul granulat i-a dat un gust super, super fain. Imediat sunt gata și pastele. O să le strecor. După care răstorn sosul peste paste și îl mai las pe foc să intre sosul în paste. Și e foarte, foarte bun, mai ales că usturoiul și acel bacon i-a dat gust bun. Marc nu mai mă lasă să fac nimic, e obosit. Vrea în brațe, mai înainte a luat și a băgat degețelul în foc. Eu nu pot să-mi dau seama de ce a făcut el așa ceva. Aveam focul pornit aici la sos și el a venit și face că uite nu știu ce. Și numai dintr-o dată eram la ghiovetă și am văzut că e cu degețelul. Noroc am plecat repede de la ghiovetă și i-am scos mânuța. Oricum cred că avea el tendința de a trage. Doar că Doamne ferește putea să-și tragă sosul ăla de pe foc, pe el, la instinctul ăla de când a vrut să tragă degetul, să zicem că poate dădea cu mâna peste oală și se lovea. El nu a avut timp să se ardă, nu are nicio bășică la deget. I-am pus eu un plasture, că lui așa îi place să-i pui un plasture în cazul în care se lovește sau pățește ceva, chiar dacă un pic s-a lovit, s-a atins, îi place să-i pui un plasture. I-am băgat degetelul în apă și a plâns mai mult de sperietură. Sper că s-a învățat minte să nu mai umble și de acum când pornesc focul trebuie să fiu ochi și urechi pe aici. Și doar vorba aia, eram în bucătărie aici și sper să mă lasă să termin să-i dau să mănânce, că el deja nu mai poate de somn, e foarte obosit. Imediat, mama, imediat. Și nici nu știu că mai reușesc în seara asta să fac vinetele și supa. Poate dacă ar adormi aș reuși și să stea liniștit, bineînțeles, fără să se mai trezească, dar o să văd acum ce reușesc. Noi am mâncat, acum i-am pus să mănânce și Selenei. Aici am pus vinetele la copt. Am făcut o grămadă de paste ca Gheorghe. Da. O să mai încălzim eventual mâine și... Gata, Marc, încetează! Nu, aici fac supă. Supă, da, văd că fierbe și... Să vii să mănânci. Dragilor, eu o să închei vlogul aici. M-a apucat 10 și un sfert seara. Abia acum am terminat și supa și vinetele. Bine, vinetele doar coapte, că le-am lăsat să răcească și am fiert ou, ca mâine dimineață să mă apuc să le toc, numai bine se vor scurge. Și Marc nu mai poate de oboseală, că n-a dormit deloc și de-aia am venit în cameră. V-am pupat cu drag, pa, pa!